inteligenți. Începem, da? Da, da. Continuăm. Atenție, copii. Dacă v-aș fi lăsat pe variant, v-aș fi dat ieșițul ăsta la început, să se poartă la 91, vă speriați. Că voi vă uitați. Chiar după un antrenament făcut insistent, v-ați fi uitat de aici, de unde 91? De unde să fac eu pe 91? Cât oricât să facă 91? Deci ar fi fost destul de dificil. Însă, fiindcă am făcut ieșițul așa, și noi l-am ajuns la 504-91, rezultatul, și împărțit la 504, și am văzut 91, acum am împărțit, practic, la celălalt factor. Da? Hai să vedem încă un altul. Vreau acum să fiți suficient de atenți și să meargă ieșițul foarte bine. Iată acum. Și nu mai vorbim decât după ce avem convingerea că avem o idee bună, sănătoasă, valoroasă, nu important cum le vine ceva și să vorbim așa. Deci, vreau să arătăm că 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6 plus 3 ori 4 ori 5 ori 6 ori 7 minus 4 ori 5 ori 6 ori 7 ori 8 se divide tot ăsta, să arătăm că se împarte, să arătăm că tot numărul ăsta se împarte, așa, se împarte la 120. Deci să arătăm că tot numărul ăsta se împarte la 120. Analizăm cu grijă, ne uităm cu multe atenții. Daria? Păi vedem că face 4, 5, 6, pentru că se vede că se scump fiecare exercițiu. Deci în fiecare termen, da? 4, 5, 6 îl găsim aici. Îl găsim și aici, 4, 5, 6. Da, și găsim. Și aici, da? Dar vine tu, ai în altă idee? Nu. Aceeași idee, da? Deci echivalent, da. 4, 5, 6, echivalent cu? 2, 6, 2, 3, adică 6. 2, 3, 6. Și ori? Ori. 120. Plus Daria? Plus. 12 ori 112. De ce 112? Există numărul 4, nu? Da. Păi 3 ori 4 ori 5 ori 6 nu-i cel care mă interesează? Nu mai avem 4 ori 5 ori 6. Atunci facem 3 ori 7. Așa. Adică și ne dă 21. Ori 100. Ori 120. Minus Davide. Minus 120 minus 56. 120. 56. Nu, ori 56. Eu am uitat la semnul. Ori 56. Totul se împarte la 120. Echivalent. Daria? 6 ori 120 care ne dă... Stop. Hai de găsi să mulțești. Nu. Facem 120 plus... Păi da, stai 120. Începe să mulțește. Să vedem el ce spune. Eu aș face 120 ori, paranteză, 6, plus 21, minus 56. 120 ori, 6, plus Daria, 6, plus? 6, plus 21, plus 56. Plus? Minus 56. Minus 56. Și ne dă 120 ori. Așa, suntem într-un moment greu, da? De ce 6, motiv? 6 plus 21, 26. Din cauză... Așa, că aici nu poți face operația asta de scădere. Da. Dar atunci hai să-l tăiem pe 8 aici. Ok, adică...
Adică ne dă 7 acolo. 7. Adică loc de 5 de 6, 7, da? Așa. Și avem 6, 20 și... Un pic, Darian, numai că te interpune eu să vorbesc, da? Minus 7. Se divide la... se împarte la 100... 120. Echivalent. Cu... nu vorbești? Nu vorbești? Darian vorbește? O, și facem 120 ori 20. Ori? 20. Pentru că 6 plus 21... dar stați puțin. Îl tăiem pe 120. Nu, nu, deocamdată să scriem în calcul. Face, câte ești, 27 minus 7 ori 20, da? Da. Ori 20, mai propun la ceva. Ori 20 împărțit la 120. Și egal cu David, egal cu 120 împărțit la 120, 1, 2 ori 2, 1 ori 20, 20. Și egal cu 20, da? 20 ori 8, 20 ori 8, da? 20. Oh, yeah. Ori 1, să subățelezi. Ori 8. De unde e ori 8? Pentru că noi l-am luat pe 8. De acolo. Ai șters și nu mai pui. Păi, și ți l-am făcut. L-am modificat. Da? Iată că rezultatul acesta este... rezultatul bățirii acestei este 100, este 20, da? Mai facem că unul. Acum să fiți și mai atenți, da? Atenție. Am înțeles procedeul. Da, da, hai să vedem. Mai facem încă unul. Dacă merge perfect, atunci... Dar dacă ați înțeles. 5, 5 ori 6 ori 7 ori 8 plus... da, 5 ori 6 ori 7 ori 8 plus 6 ori 7 ori 8, ori 9, minus 6 ori 8, 6 ori 8, da, așa, da, bine, imediat scrie. Minus 6 ori 8, da, 6 ori 8, ori 7. Da, mă, e bun și cu punct. E bun și cu punct? Am înțeles. Ați înțeles acum și cu punct, nu? Bravo. Da, să vedem Daria. Să arătăm că numărul ăsta, sunt numărul ăsta tot, se împarte la... la 6 ori 8 ori 7. 6 ori 8 ori 7, da. 6 ori 8 ori 7. Echivalent. Și, și facem 6 ori 56. 8 ori 7, 56. Și 6 ori 56 ca să... da. Davide, te rog, cât face 56 ori 6? Nu? Așa, adept, nu? Da. 56 ori 6. 56 ori 6, 6, 7, 36. 6, ține minte 3. 5 ori 6, 30, 33. Deci, 336. 336 și atunci a fost... nu te-am pus pe tine? A. Da, atenție multă. Davide, te rog. 600... nu stați puțin să văd, să urmăresc. Da. 6, 336. 336. Ori, paranteză rotundă. Deodată? Da, deodată, deodată. Deodată, dar iată, cât zici deodată, atunci? 336, paranteză rotundă, 5 plus 6 plus 1. 5 plus 6, așa e bine? Da, nu? Da. 5 plus 9. Unde asta 5 plus 9? E 5 plus 9. 5 din la primul, că 6 ori 7 ori 8 este odată. 6 ori 7 ori 8 este aici și a rămas 9. E la dreptate, da? Și minus 0. Plus minus 0. 9. Minus 1, Davide. Minus 1, Davide, că dacă ar fi 0. Dacă ar fi așa 0, 0 ori ăsta ar face 0. Și la noi, da, 336 acolo. A, deci, da, ce da, e minus 1? Minus 1, da, important. Foarte important, da? Și egal cu 300, să arătăm că sunt la 336. Echivalent cu a spune că 336 ori ori cât face? 5? 6 și cu... 13. Da, 13, da? Face 13 ori 13. 5 plus 9. Se împarte la 336. Și cât dă copii? 13. Ați văzut ce frumos? Egal cu 13. Dar dacă v-aș fi dat, te ieșiți-o așa. Să se arate că numărul acela de la început, 5 ori 6 ori 7 ori 8
plus 6 ori 7 ori 8 ori 9. Minus 6 ori 8 ori 7 împărțit la 13 egal cu cine? 36. Dar voi cum ați fi reacționat aici? Deci în fața acestui exercițiu să arate... Îmi pare rău că nu m-am gândit să pun o pic pe hârtie, să fac așa. Fără să vedeți voi. Păi eu cine știu un buc acela de sol. Cum făceai, adică? Cum ai fi făcut tu? Acum, cum făceai? Acasă? Da. Păi ne dădeam seama oricum. Nu ne dădeam, aveam acolo. Nu oricum. 6 ori 7 ori 8. Asta e, 6 ori 7 ori 8. Și atunci când făceam, 5 ori 336 plus 6 ori 336 și atunci făceam 336 plus 5 plus, ori 5 plus 9 minus 1 și apoi împărțeam la 13. Da, dar eu am vrut să vă atrag atenția că este atât de important să sesizați ce are factorul comun la urma urmei. Exact. Ca îndată după ce ați făcut calculul să vedeți că 13 la apare din lucru în paranteza aceea. Corect. Da? Ca altă șansă n-ați fi avut voi să puneți mâna pe 13, decât ca urmare că 13 nu-l găsesc nici aici, nici aici, nici în partea alaltă, da? Okay. Și negăsindu-l pe 13, ați fi fost într-o panică. Dar nu trebuie să fiți supărați. Ci abia după ce vedeți factorul comun, de acolo ne dăm seama foarte bine. Vă las pe voi acasă să compuneți niște exerciții. Atenție! Deci vreau să compuneți niște exerciții în care să-mi arătați partea asta. Să se arate că se divide la nu știu cine. Câte? 4 exerciții. 4? Deci decompus. Deci decompus. Dacă 4 e mult, 2 poftim. Da. Nu, asta-s 4. Nu, merge nu, frumos. Nu, 4, mai când ați dat și... L-am dat și în partea alta. Dar atenție, nu-mi dați așa simplu. Să vadă 13 comun. Să vadă. Deci partea a doua. Punem în dificultate? Da. Partea a doua vreau. Adică ce vreau să faceți? Să lăsați așa sub formă de factori. Ca să sesizăm noi factorul comun. Putem și mai multe cifre? Putem și mai multe cifre, n-ai important. Să nu fie mai mare de 4. Adică un produs, nu? Un produs nu mai mare de 4 cifre. Că... Este mai dificil, da? Și în felul ăsta să apară acest 13 după ce faceți mișcarea care am vorbit, da? Ok. Bun. Să sper că am pus la punct această chestie cu factorul comun, antrenamentul ăsta făcut să vă fie de mare folos, nu mai vouă, ci și celor care ne urmăresc. Ceza. Cât e ceasul? Dus ora? Nu știu. Nu, mai e. E fără 5. Da, dar n-au venit, că dacă mai dați ceva ușor, rog. Eu vă dau dacă vreți, dacă mai dați tot din ăsta. Nu, le-am dat lor ca pe aflați două numere care adunate să dea 42, A plus deci, B. A plus B să facă 42. Iar cel mare împărțit la cel mic, așa, să dea câtul 3 și restul 2. Așa, deci, împărțit la... Și cel mare împărțit la cel mic. Adică A, să zicem. Ce mai e mai mare? A împărțit la B, să dea câtul 3 și restul 2. Am mai lucrat din astea, așa că o să meargă repede. Să vedem. Păi... A împărțit la B, egal câtul... Te mai zis 2, parcă? 3. Câtul 3 și restul 2. Așa. Da, vedeți, te rog. A egal cu B ori C. Deci de aici, A egal cu B ori C. A egal cu B ori C. Care B ori C? B ori 3, adică. B ori C. E bine zis, de data asta. Plus 2. Plus 2, da. Deci B ori 3, merg pe mâna ta, plus 2. Atunci. Și A plus B, și A plus B egal cu 42, da? Deci îți fac niște segmente când e așa de ușor când faci prin metoda aia. El merge cu ideea segmente. Poți fac cum ce altă metodă. Da, faci cum vrei, da. B este un segment. Deci B este un segment. Așa. Era asta e ușor, dacă era cu 2A, cu 2B, mai zice. Așa. B este un segment. A e 3 segmente. 3 de al de B, nu? Da, și încă 2. 2, 3 și încă 2. Da. Și în total este 42.
Așa. Facem 42 minus 2. Da, profesor. 42 minus 2. 2, care ne dă 40. 40. După aia împărțim 40 la 4. 40 împărțit la 4, de ce? Pentru că sunt 4 segmente egale. Da. Și ne dă 10, atunci B este 10 și A este 15. La 10? Nu, scuzați-mă. Asta e B-ul, da? 32. Iar A-ul este 32. 3 ori 10 plus 2 și egal cu 32. No, într-adevăr, da? Mie mi-a dat asta. Ți-a dat altceva. Păi dacă facem cealaltă metodă și înlocuim și facem B ori 3 plus 2 plus B este pe egal cu 42. Deci înlocuim pe A în metodă în acea rezultat. Așa. Și atunci facem B ori 3 plus 2 plus B este egal cu 42. Plus 2 plus B egal cu 42, da? Și atunci facem B, 2B este egal deci cu... 2B. Deci 2B? A, 4B. 4B, păi vezi, zici tot a greșit? 4B, da. Deci 4B plus 2 egal cu 42. Deci când au zis eu acolo 4 de B, trebuie să faci corecția. Sigur că da. Da? Și scădem un 2, da? Și vine 4B egal cu 40, unde B egal cu 40 împărțit la 4 și egal cu 10 și atunci A-ul va fi, așa cum am spus, 32, pentru că e de 3 ori și plus 2. 4B egal cu 40. 10, da? Iar B-ul egal cu 40 împărțit la 4, B-ul egal cu 10 și A-ul egal cu... Egal cu 10 și A egal cu 10. Hai să scriem sinteza aerului dacă vrei, că fac și eu un pauză. Cum să? Haideți să facem copii, ce am făcut astăzi? Exerciții cu necunoscută în mulțime. Nu, așa, vorba. Hai să vedem. Factor comun, nu? Factor comun, factor comun. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Nu e asta? Asta este, da. Dar spune și ca să o pun. Mm-hmm. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Proba teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest, da? Și metoda figurativă. Nu, că am rezolvat problema prin metodă figurativă. Și algebrică. Figurativă, da. Și metoda algebrică. Da, metoda algebrică de rezolvare. Așadar, ce spunem? De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Și să-i rugăm pe prietenii noștri să urmărească filmele, că au ce învăța. Dacă da? Doresc o întrebare, așa. Sune chiar în momentul acesta. Așa, cei care au urmărit, dacă altă dată să aibă forța să ne sune, dacă au câte o problemă frumoasă, așa cum au avut-o Daria sau... Dar e aceea ferița care ne-a propus o problemă și ne-a și mulțumit că le-am rezolvat-o. Știu. N-am scos toate alea, domnule. Așa. Deci,